Narcis, dezamăgire, ați pierdut finala în fața celor de la La Maria, n-a fost anul vostru, ați pierdut și titlul, dar totuși ați arătat că rămâneți o forță în Superliga și aici la Victory. Cum a fost sezonul pentru Lex Lazio? Da, în primul rând felicităm câștigătorii, atât campionii cât și câștigătorii cupei. Într-adevăr, n-a fost cel mai fericit sezon, dar să nu uităm, totuși suntem vicecampioni, am jucat până în ultimul act și în cupă și așa cum le spuneam și băieților după joc, campionii trebuie să guste și din această cupă a înfrângerii, pentru că doar așa poți să înțelegi mai bine fenomenul când știi să și pierzi. Sunt o grămadă de lucruri bune. În primul rând e frumos că iarăși am reușit mereu să aliniem o echipă la startul fiecărui joc. Repet de fiecare dată când suntem între puținele echipe care nu avem bonusuri de folosim materiale după urma jocului, totul este pasiune și prietenie între noi, ceea ce este foarte frumos, că până la urmă acesta este spiritul și sigur că va exista o dorință de revanșă să rămânem la același nivel. Anul, citesc în ochii tăi că veți porni tare de tot pentru că aveți de arătat cine a dominat această competiție în ultimii ani. Sigur că este o dorință de revanșă. Într-adevăr, avem o mare provocare care de altfel cred că există în să nu fie care lot, acela de a putea să împărțim timpul rezervat profesiei, timpul rezervat familiei și sigur acestei pasiuni. Nu este simplu deloc să ne împărțim, dar ne-am descurcat și anul acesta, repet, există o coeziune. Este foarte important Robert Kelement, care reușește să-i, prietenul meu bun, care reușește să-i țină tot timpul uniți și luăm ce-i bun din acest sezon. Repet, suntem vicecampioni atât în cupă cât și în campionat și sunt o grămadă de meciuri bune. Poate cel mai bun meci a fost semifinala de cupă cu campioni. Returul cu Oțelul, da. Spune-mi, sunt foarte mulți foști fotbaliști aici la Victory Cup și ne spuneau participanții că nu se gândeau vreodată că poate să facă un dribbling, să tragă de lângă unul ca și Florin Cernaca și Bănel Nicoliță, oameni pe care îi vedeau doar la televizor, nu și închipuiau că pot ajunge aici să îi dribleze, să joace contra lor. Da, până la urmă, acesta este farmecul competiției, că sunt fotbaliști din diferite clase sociale, diferite meserii și mixul ăsta dă un mix extraordinar. Într-adevăr, e foarte plăcut probabil pentru cei care vin din rândul microbiștilor, să zicem, și pot întâlni foști fotbaliști. De foarte multe ori îi pot întrece pentru că nu mai sunt la același nivel și toate aceste lucruri, cred că și noi de asemenea, mă includ în rândul celor care, bineînțeles, am jucat fotbal, chiar dacă eu am jucat mai puțin în acest sezon, pentru că am fost accidentat. Și pentru noi este un sentiment foarte plăcut că ne întoarcem de acolo de unde am plecat atunci când am ajuns la marea performanță, adică dintre blocuri, din curtea școlii, de la mini-fotbal, de aici am plecat cu toții. Dacă nu aveam această bază, probabil că n-ajungeam la nivel înalt. Așa că este un win-win pentru toată lumea. Fă o invitație celor care vor să vină la o competiție de mini-fotbal, cea mai mare din România, precum este Victory Cup. Așa este, cea mai mare din România și o ușoară paranteză, de fiecare dată nu încetez de a lăuda organizatorii, pentru că chiar este la cel mai înalt nivel. Invitația mea, sigur că se adresează tuturor celor, mai ales celor care au jucat fotbal, că aș putea, într-un fel, să reprezint această categorie. Dar și dacă, celor care vor să facă mișcare. Sau celor care vor să facă mișcare. Eu știu dacă vrei să, dacă vor să uite de problemele cotidiene, să se simtă din nou fotbaliști, dacă au visat să fie fotbaliști sau dacă au fost fotbaliști, cred că e cel mai nimerit loc ca să-și petreacă după amiază aici. Și pot bea o bere, pot mânca un mic aici la Victory Pub. Exact, pot simți toate etapele acestui fenomen, de la a juca fotbal până a participa la repriza a treia cu o bere sau cu alcool sau fără alcool, bineînțeles. Mersi mult, Narcis. Mulțumim. Felicitări.